și bine ai venit sau revenim pe canal Iar în acest video o să arăt anumite investiții pe care le fac și eu Cum îmi aloc banii și fac acest video special pentru că în videoul precedent Pe care îl poți vedea apăsând pe undeva pe aici Ar trebui să apară linkul și o spun și imaginea Însă acela spune că este un video destul de folositor pentru că poți să mă asculti fără prea multe editări și de ce am vrut ca acel video să fie în acel mod? Și de fapt, și acesta o să încercăm să-l păstrăm destul de similar. Asta pentru că, în general, pe YouTube o să vezi foarte mult conținut, foarte editat, cu glume ici-colo, și da, e adevărat. Avem nevoie și de divertisment, avem nevoie și de educație și așa mai departe. Însă, adevărul este că, în ce mai multe cazuri, când învățăm ceva și suntem foarte atenți la acel lucru, atunci nu ne interesează să avem efecte și alte lucruri care să ne distragă atenția. Adică dacă te interesează investițiile în acest moment, acesta este focusul tău, atunci doar pe asta o să ne concentrăm. Și spun asta în condițiile în care și eu consum foarte mult conținut. Și acum, dar mai ales în trecut. Însă, hai să vedem ce putem să facem cu acel conținut. Și o să arăt de ce avem foarte multe opțiuni de investiții și de fapt, cu cât o să avem mai mulți bani, cu atât o să avem și mai multe opțiuni. Pentru că atunci când ai mai mulți bani, chiar îți pui întrebarea în ce să investesc, pentru că sunt atât de multe lucruri. Însă, o să arăt cum mă gândesc și eu la aceste investiții, nu de altă, dar mă gândesc foarte des la unde să aloc cel mai bine banii. Și nu există un loc perfect, de aceea o să ofer și contextul de ce, în funcție de situația ta, poate vrei să investești într-un lucru sau un altul, mai ales luând în considerare că, din ceea ce observ în unele comentarii. Multe persoane pot să fie la început, știu că poate tu ești deja la un alt nivel, însă întotdeauna o să fie persoane care se uită la aceste video și nici nu și-au creat contul, alte persoane care sunt la, să spunem, 1000 investiți, alte persoane care sunt la 10.000 investiți, persoane care investesc 100 de dolari pe lună, persoane care investesc 1000 de dolari pe lună și hai să vedem în acest video când o să intrăm aici de pe laptop cum am putea să investim în funcție de situație, dar și în ce am investit eu și de ce. Pentru că un comentariu recent din acel ultim video la asta se referea. Să arăt în ce investesc, de ce și asta oarecum poate să-ți dea o idee în ce ai putea să investești când ai sume chiar ceva mai mari de bani, aș spune. De fapt, îți pot arăta în ce să investești când ai sume mai mici. Din simplu motiv că am trecut prin asta, deci sunt conștient, ok, pe ce trebuie să ne focusăm în orice moment al, aș spune, drumului nostru. Pentru că chiar încep să creez mai multe modele ca să arăt într-un mod cât mai vizual, pentru că până la urmă deștept în felul următor. Dacă l-ați spus pe Warren Buffett în 1970, 1980, 1990, în 2004, o să vezi că foarte des are constant aceleași sfaturi. Și asta din simplu motiv că multe lucruri nu prea se schimbă. Marea diferență e că trebuie să avem și răbdare cu unele investiții. De exemplu, când e vorba de companii, atunci s-ar putea să fie nevoie să ai răbdare 5 ani, 10 ani, până apare o corecție. De multe ori nu apare, așa că investești mai degrabă în SP500, unde cotează mai puțin. Dar, în același timp, când ne uităm la piața cripto, știm că ciclurile sunt mai mici. Deci, timing-ul contează ceva mai mult. După aceea, urmează și investiția noi. Acolo, timingul e și mai mic. E simplu motiv că acolo poți investi în orice moment. Și nu, nu este vorba doar de bani. Adică nici eu, la rândul meu, nu am investit foarte mulți bani, mai ales când aveam 18 ani, 20 de ani, nici mai târziu. Ci pur și simplu citeam cărți, ascultam videouri pe YouTube, dar după aceea, clar, trebuia făcut și ceva cu acele informații. Însă, Hai să trecem imediat aici de pe laptop ca să ne uităm și la niște investiții pe care le fac eu, dar să ne uităm și la veniturile în România, chiar și în Statele Unite, și spun asta din simplu motiv că încet, încet, cu siguranță, o să vedem o oarecare echilibrare a veniturilor, a costurilor și menționez asta și pentru că dacă ne uităm în Spania, de exemplu, în Italia, în UK și după aceea în România, o să vedem costurile nu sunt foarte diferite. Una din cele mai mari diferențe sunt atunci când vorbim despre imobiliare. Dar atunci când ai prețuri similare la mâncare, dar veniturile sunt mult mai mari în vest decât la noi, e bine, atunci apare o problemă. De aceea trebuie să ne uităm dacă putem să câștigăm destul de mult la noi în țară sau nu. Adică multe persoane care se uită acum la acest canal, e clar că nu se află în România. De fapt, nici eu în cel mai multe cazuri nu prea lucrez cu persoane din România când este vorba despre o altă activitate pe care o fac, cea de marketing. Însă despre asta poate vorbim în alte videouri pe care mai mult legătură cu partea de business, cu lucruri tehnice. Însă, ca să trecem imediat aici de pe laptop, dacă nu ai lăsat un like din acestui video, poți face în acest moment. Ajută canalul, ajută ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre aceste videouri și câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok, și acum că ne-am întors, hai să ne întoarcem la lucrurile de bază, dar o să intrăm, desigur, și în detalii. O să încerc să păstrez video cât mai scurt și la obiect, însă fără prea multe detalii. Așa că, hai să vorbim în primul rând de venit. Pentru că nu știu unde te afli acum, adică nu este ca o sesiune de coaching sau sesiune strategică și așa mai departe. Acesta e un minus pe YouTube și pe multe platforme, nu poți vorbesc direct cu tine, dar... În mare parte, oarecum, cam știm cu toții care sunt principiile bune în sezon care. Ok, acum suntem la venitul X. Și în ce mai multe cazuri, cred că suntem cu toții de acord că vrem să avem un venit ceva mai mare. Y. Acum, diferența o să fie diferită la fiecare persoană. Pentru că dacă muncești de un an, normal că o să ai un venit diferit decât dacă lucrezi de 5 ani. Însă, de aceea vreau să ne uităm destul de repede la medie și menționez asta pentru că mai crezi videouri și pe TikTok, care sunt scurte nu intră prea mult în detalii, așa că e mai ușor să devină controversate. Și mi amintesc că am postat un video în care menționam că în România costurile sunt destul de ok, chiar și salariile sunt ok. Dar aici, de exemplu, dacă mergem pe statistici România, o să vedem salariu mediu. Și pun accent pe cuvântul mediu, pentru că există și mediu și median. Mediu, oarecum este venitul care este tras în sus de cei care câștigă foarte mult. Ceea ce înseamnă că în București, de exemplu, venitul mediu, hai să dăm aici zoom, venitul mediu, hai să vedem ce am ales, 2024. Deci, date recente, venitul mediu, 6162 de ron. Și după aceea, mai mic în alte orașe. De fapt, chiar putem să ne uităm la Sibiu, un 5000 de ron. Ideea e următoarea, că acest număr nu înseamnă că jumate din persoane sunt peste și jumate sub acolo am vorbit de venitul median. Și ideea este că dacă ne-am uitat la venitul median, care pe scurt înseamnă că vreo 50 de persoane sunt sub acel număr și 50 de persoane sunt peste, acel număr o să-l găsim mai greu. Însă, ce mai multe cazuri s-ar afla undeva pe, să spunem, aici, la un 3600. Deci, majoritatea persoanelor, jumătate din persoane în România, au un salariu mediu net de sub 3600. Și desigur, vorbim despre Numere oficiale. Nu de alta, dar nu avem numerele la negru și așa mai departe, deci aceia nu sunt date oficiale. Dar, ce mai multe cazuri, mai ales că știm, venitul minim este destul de mic. Însă, de ce vreau să vorbim despre acest subiect? Pentru că e clar că nu poți te afli la un venit de și asta se aplică și dacă ești în străinătate, dar nu poți fi la un 2500, la un 3000 de ron și după aceea strești ok plătind o chirie. Însă să nu uităm că nu vorbim doar de România. Adică vrem să vedem ce se întâmplă și în străinătate. Și, de exemplu, dacă te uiți în Statele Unite, venitul un median, ceea ce înseamnă că 50% din persoane, cel puțin în 2022, între timp de sigur, a mai crescut, dar, ca un exemplu, în 2022, cam 50% din persoane câștigau sub 37.000 de, de dolari. Și, acest număr, chiar și în Europa, poate să fie mai mare. Adică, personal, sunt peste acest număr, de sigur nu peste noapte. Adică nu dintr-o dată mi s-a oferit vreun venit mai mare fără să ofer valoare și așa mai departe. Adică sunt de ani în urma de studiu, de muncă și așa mai departe. Însă ceea ce v-am scot în evidență este că practic și în Europa putem să avem un venit mai mare decât acesta și știu asta pentru că până la urmă mai vorbești cu persoane care sunt în UK și chiar și acolo venitul poate să fie de peste 40.000 de, de lire. Deci E clar că e posibil să fim peste medie. După aceea, dacă ne întrebăm cum, simplu, trebuie să vorbim cu ChatGPT, pentru că ce mai probabil ne va oferi răspunsuri bune, dacă îi oferim întrebări bune. Și ceea ce menționez eu foarte des, în afară de IT, pentru că se vorbește foarte des de IT, însă să spunem că da, acolo mediul e unul unde, cel puțin într-un timp, erau ceva mai mulți bani și spun erau, pentru că dacă te uiți după aceea pe Reddit, o să vezi toată lumea se că nu sunt joburi și așa mai departe. Însă, după aceea ai alte domenii precum marketing sau vânzări. Acolo, dacă ești bun, e foarte greu să nu găsești roluri. Da, nu automat, nu ți-l oferă nimeni pe o tavă, adică este ca și cum te aștepta să-ți găsești un partener și să nu ieși niciodată din casă. Slabe șanse, adică trebuie să folosim puțin și logica. Trebuie să știe cineva că ești un bun marketer, trebuie să vadă cineva că ești un bun vânzător. Adică în e unul din domeniile unde nimeni nu o să-ți ceară vreo calificare. Dacă mâine te duci undeva într-o firmă și poți să vinzi, se vor oferi toate comisioanele din lume. Și spun asta în condiția care nu sunt neapărat o persoană care vinde. Dar hai să revenim aici. Pentru că una la mână vrei să ai un venit destul de mare încât să ai cheltuieli decente, ideal, chiar ar fi bine dacă ne facem un plan să avem cam 50% din acele cheltuieli și, de exemplu, asta ar însemna că dacă știi un 2000, un 3000, ai putea să trăiești cu un 1000, un 1500. Desigur, aici o să depinde de la fiecare persoană, dar dacă facem calcule și hai să deschid destul de repede pagina. Five hours later. Ok, deci acest număr este unul care îți arată când ai putea să te retragi, să te pensionezi, deși, sincer, nu este ca și cum aș spune că ar trebui să ne focusăm pe asta. Adică, indiferent când voi avea banii necesari, să spunem, pe care venitul pasiv e mai mare decât cheltuielile, nu este ca și cum nu o să mai vezi pe YouTube deloc. Adică tot o să mai fac ceva. Tot o să fac lucrurile care oarecum îmi plac. Și voiam să arăt că, practic, dacă câștigi 36.000 de euro lunar și cheltui 18.000 și pui deoparte 18.000 și ai păstra același cheltuieli și aceeași rată de economisire, te-ai putea pensiona în 16,6 ani. Vedem aici cum funcționează și asta ia în considerare un ROI, o creștere a investițiilor de 5%, ceea ce știm că se poate realiza, adică Chiar și cu companii precum Altria, doar ca dividend ai primi aceste sume, după aceea la alte companii sau chiar SP500, e clar că pe termen lung media ar trebui să fie în cel mai mult cazul 5%, mai ales în perioada aceasta când EI-ul clar începe să crească productivitatea. Și desigur, acestea sunt numere decente. Dacă vrei numere și mai mari, atunci normal, ai lucra și mai mult, ai economisi și mai mult și așa mai departe. Însă, desigur, acesta este doar un model. Nu e ca și cum trebuie să faci exact. Ceea ce spun eu aici. Însă de aceea o să menționez și câteva lucruri pe care le fac eu. Pentru că, de exemplu, hai să vorbim despre economie în acest moment. Care sunt cheltuielile tale, care sunt veniturile tale. Poți să niște calcule estimative. Însă, dacă mergem la economie, hai să vedem care sunt opțiunile pe care le ai. Unul la mână, o să ai cash. Eu unul, chiar îmi țin banii acum, nesponsorizat, pe Wise, pentru că au pentru dolar ce puțin un cashback de aproximativ 3,5%. 5-6%, dar plătești și 30% taxe, așa că ajungi pe la un 2,5%, să spunem, în cel mai rău caz. Ceea ce e ok, decât să nu primești nimic pentru banii tăi, e ceva. Și după aceea poți verifici care este la euro și probabil se va schimba acest număr. Adică deocamdată, pentru că dobânzile sunt mai mari, se oferă și aceste numere. Așa că e clar că nu o să devenim bogați cu aceste creșteri. Nici măcar 5% nu o să avem. Însă, care ne sunt opțiunile? Și să spunem că avem o sumă, hai să ne uităm aici la un exemplu ipotetic, pentru că și eu am anumite sume pe care le țin cash și întotdeauna mă gândesc care sunt opțiunile cele mai bune în acest moment și o să depindă întotdeauna. Însă știm că avem acțiuni, acțiuni sau ETF-uri, practic aici spune S&P 500 e unul din cele mai sigure, probabil cel cu acumulare pentru majoritatea dintre noi și după aceea avem și imobiliare, am putea să spunem chiar și rituri, deși clar sunt diferite și dacă investim în România chiar oarecum avem ceva mai multe informații și logic, dacă ne gândim, probabilistic România o să mai crească. Desigur, aici trebuie să vorbim și de alte lucruri mai anunțate, precum locația, dacă locația aceea a crescut mult în ultimul timp, până la urmă la fel ca la acțiuni, așa că nu o să intrăm în detalii. Dar după aceea, mai avem și alte tipuri de investiții pe care le putem face și ceea ce a spune e că în general, mai ales când avem sume mici, pentru că nu putem să punem deoparte destul, când punem deoparte doar să spunem 50, 100, 150, 200 de dolari, deși 200 de dolari deja înseamnă cam 1000 de ron, ceea ce în România spune că este o sumă ok, dar e clar că în cel mai multe cazuri trebuie să facem și investiții în noi. De, de, aceea aici am pus investiții altele și asta pentru că investiția în tine de multe ori e foarte bagă. Dar de multe ori poate să fie cărți. De exemplu, niciodată n-am regretat că am cumpărat o carte. Pentru că o carte îți oferă oarecum și acea încredere că ai informația aproape. De exemplu, dacă ai 10 cărți despre bani și nu faci mai mulți bani, e bine, ia acea carte în mână, citește-o și probabil o să faci mai mulți bani dacă o citești după aceea și aplici acele lucruri. Dar Cărți, de exemplu, și eu am cumpărat, de exemplu, o subscripție Miro sau Notion, diferite tooluri pe care le poți folosi online pentru a fi mai productiv, plus că există această vorbă în engleză: When you pay, you pay attention. Și, fie că o crezi, fie că nu, cam asta este adevărul. Pentru că, în momentul când plătești, oarecum vrei-nu vrei-te doare. Dacă plătești pentru coaching, să spunem, 3000 de dolari. Ei bine, o să iei acea informație mai în serios decât dacă o asculti pe YouTube gratis. Pentru că, până la urmă, în lumea investițiilor, de la cine o să înveți mai bine decât de la, să spunem, poate Warren Buffett? De la cineva care face Forex? Poate, dar trebuie să te gândești probabilistic. De ce? Dacă ne gândim, o, o cotă de ori 2, pentru cei care cunosc fotbalul și cotele, ori 2 înseamnă că poți să câștigi, de fapt, o cotă de 2. Înseamnă că poți să câștigi dublu ceea ce pui. Pui, să spunem, 10.000 de dolari, ai câștigat 20.000 de dolari. Însă, probabilistic, nu o să câștigi. Altfel, toată lumea ar paria pe evenimente sportive. Însă, de multe ori o să vezi că mai adică, sunt multe grupuri unde se vând informație decât să se întâmple asta, pentru că există un risc aici. Pe când să vinzi informații, riscul este mai scăzut. Însă, hai să arăt aici portofoliul meu, pentru că, până la urmă, acest moment este undeva pe la un 78.000 și ar putea să fie chiar mai sus. Însă, deocamdată sunt mulțumit cu unde este, chiar dacă în ultimul an a crescut deja destul de mult, acesta e unul din motive pentru care deocamdată, ok, mai aștept, adică întotdeauna avem și alte opțiuni, plus că există și acel cashback deocamdată, dar... Hai să vorbesc puțin despre portofoliul meu, pentru că aici avem Tesla, care deocamdată e pe minus cam 10%, Kinsal care e 12% pe plus, aici se poate vedea așa lucrarea în portofoliu, după aceea Google 5.38, dar, ok, Alexa, tu mai început să se cânte puțin cam tare aici, după aceea avem companii precum Energy Transfer, precum Altria, IPR, AVI și aici se poate vedea cât sunt pe plus sau pe minus, Energy Transfer acum e pe plus cam 66% și asta și pentru că e ținută de cam 2 ani. Deci, ceea ce vreau să scot aici în evidență este că, până la urmă, nici nu contează ceea ce vezi aici, alocarea poate într-o măsură, dar asta este personalizat pentru mine. Asta, din simplu motiv că, în Tesla, am investit acum cu așteptarea că, pe, pe următorii, să spunem, 5 ani, 10 ani, va avea o valoare mai mare. La fel cum, până la urmă, ai investi și în spg 100. Adică, și când investim în acțiuni individuale, n-aș spune că diferența ar trebui să fie majoră în mentalitatea pe care o avem. Adică, ar putea să crească. Cum a crescut 15, mai devreme în an? 50% și acum e doar, între ghilimele, la un 12%. Da, dar peste 5 ani, peste 10 ani nu se mai conteze că nu ne-am luat acel profit de cam 1000 de dolari pentru că după aceea întrebarea era unde am fi pus acei 1000 de dolari, adică întorcându-ne aici. În acest moment chiar și Bitcoin are o valoare cam mare, adică nu este ca și cum putem să luăm de undeva și să punem alt undeva automat, adică nici eu, dacă am în fiecare lună, să spunem, 10.000 de dolari, cam trebuie să mă gândesc unde îi pun pentru că în acțiuni nu totdeauna o să găsești cea mai bună oportunitate, de exemplu la Tesla. Am investit anul acesta, dar nu mai investisem de vreo 2 ani, cel puțin vreo sumă semnificativă. După aceea, în mine știu că nu pot să investesc chiar în fiecare lună 3000, pentru că nu în fiecare lună am destul timp să mă focusez pe creșterea venitului. Adică îmi dau seama că ok, banii nu sunt chiar totul, așa că trebuie să mai crezi și aceste video pe YouTube care nu aduc neapărat bani, dar aduc o oarecare satisfacție, plus că ajută și alte persoane și de multe ori scopul cu informații pe care le ofer acum nu este să câștigi peste noapte, dar dacă te uiți 5 ani de acum la aceste video sau la decizie pe care le-ai luat după ce te-ai la aceste video acum, să fii mulțumit de decizia luată. Adică, Chiar gândesc pe termen lung, și cu canalul, și cu deciziile pe care le luăm, și de aceea e important, ideal, să diversificăm. E clar că la început, ideal, ne concentrăm pe venit. Dacă o persoană, nu, sau tu, dacă ai fi părinte, sau poate chiar ești părinte, investești în meditații pentru un copil. Este foarte ciudat ca noi, după 18-20 de ani, să nu mai investim în noi, în condițiile în care, e clar că oricine poate să-și crească venitul cu poate vreo. 10% mai mult, chiar mai mult dacă vorbim despre vânzări, despre marketing, unde vorba de performanță, chiar și în IT și multe alte domenii unde nu avem neapărat un salariu fix. Pentru că până la urmă poate îți dorești un salariu fix, e normal, dar de multe ori putem să avem și un site hustle sau să învățăm altceva sau să încercăm să ne schimbăm domeniu dacă ne dorim mai mult. Și e drept, dată nu ne dorim mai mult. Adică și eu am perioade când sunt mai confortabil cer să mențin venitul, însă în cel mai multe cazuri majoritatea dintre noi o să vrem să mai facem și un upgrade. Câteodată din punct de vedere financiar și când nu vrem din punct de vedere financiar ne concentrăm pe alte lucruri. Însă, ca să revenim aici la economii, pentru că poți să vezi cum investesc eu în acțiuni, adică aceste portofoliu pe care l-am acum e pe la un 78.000 și în acest moment unul din motivele pentru care, de exemplu, nu investesc extrem de mult este și că dacă ne uităm la performanța pe ultimul an, îmi dau seama că a fost un an destul de bun. Adică îmi dau seama că nu se va întâmpla în fiecare an să fie o performanță de 35 și asta și pentru că a fost un an ceva mai bun. Și știm că de obicei, după un an foarte bun, nu urmează neapărat un an iarăși la fel de bun. Adică aș vrea și eu să am 30% în fiecare an, dar nu sunt Warren Buffett. Adică și Warren Buffett are recordul la 20% anualizat. Însă, adevărul e că pe termen scurt, chiar s-ar putea să avem o performanță mai bună decât Warren Buffett, și asta din simplu motiv că, dacă ne reîntoarcem aici, să nu uităm și de cripto. Adică, atunci când vorbim de acțiuni, ne așteptăm, în medie, să spunem rezonabil, la un 5-10%. Adică, este un gol, un scop destul de bun, aș spune. Nu vrem acum nici cerul și pământul. Cine vrea 50-100%, poate, cu noroc, adică s-ar putea vedea și acolo. A fost un 30%, dar da, nu am așteptat să se întâmple mereu. Însă, dacă mergem aici, pe Ledger, de fapt o să arăt doar alocarea aici, pentru că nu cred că contează atât de mult sumele, până la urmă fiecare o să avem sume diferite, însă alocarea aici e destul de simplă, asta pentru că până la urmă mi-a dat seama că nu vreau să mă complic. Adică Bitcoin pe termen lung e clar activul care poate să aici pentru cea mai lungă perioadă de timp și spun asta și pentru că în acest moment poate sunt multe monede, chiar mai mici decât cele pe care le vezi aici, Loopring, Solana, Binance, care vor crește mai mult. Însă, trebuie să te gândești și felul următor. Ți-ai pierde un an, pentru că personal cam am făcut asta în anii trecuți, ți-ai pierde, între ghilimele, pentru că nici, nimic nu e neapărat pierdut, dar ți-ai pierde, să spunem, un an să cauți o criptomonedă care o să crească chiar și 200%, să spunem, sau 5x, nu? Pentru 1000 de dolari pe care investești, să ți crească 5x, să spunem, un 5000 de dolari și ai un profit de 4000. Ok. Întrebare, e, acest 4000 acum pe o perioadă de un an chiar. E mai important decât o investiție pe care ai face o aici în tine, încât să ți crești venitul. Hai să ne reîntoarcem aici. De la un 1000 de dolari la un 1200 chiar, pentru că acei 200, mulțiți cu 12, vin 2400 anualizat și partea bună e că atunci când ai investit în tine, ai un standard nou. Adică, dacă înainte erai la level, să spunem, 12, după aceea ai ajuns la un level 15 și după aceea foarte greu mai scazi. Adică, gândește, care sunt șansele în acest caz ca eu să nu mai pot să investesc cum investeam până acum? din punct de vedere financiar sau ca acest portofoliu să scadă, slabe șanse. Dar asta pentru că acest portofoliu nu mai e la level 3, a trecut destul timp, plus că și eu, din punct de vedere financiar, am ajuns în punctul în care pot să investesc ceva mai mult. Însă a fost nevoie, după cum pot să și aici, să trec peste anumite nivele. Desigur, nu ne comparăm cu altcineva, adică dacă te compari din punct de vedere al vârstei, să spunem. Dacă tu ești la level, să spunem, 28, ai 28 de ani și te compari cu cineva care e la o vârstă de 45, pentru că totdeauna o să fie persoane la toate vârstele, atunci nu ai niciun rost. Sau, la fel de bine, te poți compara cu cineva care este la level 18, dar care s-a născut în Statele Unite, care e motivat, care se focusează doar pe bani și care câștigă, cine știe, să spunem, 20.000 de, de dolari pe lună. De aceea, comparațiile, ce mai multe cazuri nu își au locul. Și spun asta din simplu motiv că toți cândva o să ne comparăm cumva. Și partea bună e că putem să găsim și inspirație când vedem pe cineva la un level mai ridicat. Adică, dacă vezi un level 100, poți să iei inspirație. Nu neapărat să te gândești la un nivel mai mic, nu poți ajunge acolo. Dar asta desigur depinde și de mentalul nostru. Însă menționez toate aceste lucruri pentru că totdeauna și eu îmi pun aceste întrebări. Și cu cât îți pui mai des acele întrebări, normal că ai șanse să crești la un nou nivel. Și aici vorbim doar despre bani, însă asta se poate aplica și la mental și la fizic. Adică de aceea am video și despre suplimentele cele mai bune, suplimente pe care le iau și eu. Și da, probabil iau ceva cam mult. Adică am arătat că sunt vreo 13 suplimente plus câteva vreo 10 poate super alimente și așa mai departe, însă toate se adună și normal că toate te ajută. De exemplu, dacă ai dormit bine, dacă ai mâncat bine, dacă ai mentalul potrivit, atunci e mai ușor ca în timpul liber, pur și simplu, să-ți pui această întrebare. Ok, unde punem banii la lucru? Și până la urmă scopul chiar acesta spune că e să avem cât mai multe investiții. E clar că nu o să le avem pe toate peste noapte, dar încet se vor aduna și bani cash, pentru că, de exemplu, dacă lucrezi destul. Și după aceea adun la economii, dar poate nu ai timp sau nu găsești vreo investiție anume, atunci banii aici o să se adune. O să se adune poate chiar 20 de mii, cu timpul poate 50 de deși normal că nu vrei să ai o poziție cash mai mare decât ai în investiții sau cel puțin nu în ce din urmă, însă ai vrea până la urmă să pui peste tot. De ce să nu pui, de exemplu, aici, de exemplu, 10.000, după aceea, dacă vrei, în cripto, Asta depinde de apetitul de risc al fiecăruia. După aceea, până la urmă și pentru imobiliare, gândește, nu te costă extrem de mult să faci un împrumut și după aceea dacă dorești să plătești chirie, dacă nu ai apartamentul tău, dar la fel aici poate costă acel avans 20.000. Deci, după cum putem să vedem, când adunăm capital, putem să investim în mult mai multe locuri. Așa că de aceea este destul de important să adunăm capital, de aceea fac videoclipuri despre cum să ne creștem venitul și de fapt cu asta chiar o să încheie aici cu filmarea, pentru că, la urmă, noi suntem cea mai bună investiție. Adică, după cum vezi, dacă noi reușim să generăm destul venit, o să avem un oarecare exces de economii, dacă nu i aruncăm aiurea, și după aceea putem să punem acești bani la lucru în mult mai multe arii. Și, cu cât reușim mai devreme să ne focusăm pe asta, cu atât va fi mai ușor ca acei bani să îi punem în diferite locuri. Adică, multe persoane își permit să plătească 3.000, 5.000, 10.000 să se ducă la un eveniment, să investească în propria persoană, pentru că înainte, probabil, în cel mai multe cazuri, au investit într-o carte de 10 dolari, au investit într-un curs de 100 de dolari, au investit în cursuri poate mai scumpe, poate au investit să se ducă la un eveniment fizic, depinde de fiecare ce preferințe are sau unde se află. Însă, dacă ar fi să simplificăm, să ne gândim la bani, până la urmă aceștia sunt energie pe care probabil noi am investit-o în a munci pentru acei bani și acei bani, după cum știm, după aceea pot să ne ofere nouă energie în sensul în care investim în confortul nostru, în a câștiga timp. De exemplu, dacă îți vine un venit pasiv în cele din urmă de 1000 de dolari pe lună, normal că poate lucrezi part-time în funcție de activitatea pe care o ai și așa mai departe. Deci e clar că vrem să ne focusăm și pe bani, adică până la urmă pe astea se bazează cam tot ceea ce acoper în această perioadă. Și ca o concluzie, până la urmă, toate lucrurile pe care vezi că le scriu eu, până la urmă le poți scrie și tu. Adică și tu te poți gândi să-ți notezi pe un caiet, pe laptop, pe telefon. Adică avem toate uneltele care ne trebuie ca să ajungem la un alt nivel. Adică până la urmă de aceea mm. probabil te uiți la aceste videouri. Să ajungi la un nivel mai ridicat, nu neapărat peste noapte, să ajungi milioane așa și mai departe, însă e clar că cam toți care ne uităm acum la aceste videouri, adică și eu o să mă uit când trebuie să editez, o să avem un venit pasiv mai mare decât pensia. Adică acest lucru este aproape garantat și singurul lucru pe care trebuie să-l mai facem este să ne bucurăm și de acel mm. drum până acolo. De aceea trebuie să mai ne punem întrebări și de fapt în fiecare zi ne putem pune aceste întrebări, ideal ne punem întrebări care ne fac să fim cât mai entuziasmați pentru viitor. Adică chiar dacă de multe ori nu pare extrem de entuziasmat, adică nu arăt extrem de multe emoții și așa mai departe, asta pentru că putem să o facem și într-un mod calm. Adică cum și Warren Buffett stătea 7-8 ore pe zi trecând prin diferite numere ale companiilor, la fel și noi putem să ne analizăm și viața noastră, nu doar companiile. Pentru că e adevărat, am și în descriere diferite linkuri pentru a arăta cum analizez o companie, însă vrem ca acel timp să fie doar o parte din tot timpul pe care ni l investim în investiții, în acțiuni. Însă, cu asta închem. Dacă nu ai apăsat pe butonul de like, subscribe, dă mai ales una de pe clopoțel de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scurt un alt video o poți face în acest moment și până data viitoare, sunteți toate cele bune. Fie că e de investiții sau de orice altceva.